Vă voi arăta cum puteți găsi o anumită unitate de relief pe Google Earth Pro și cum putem face o captură de ecran sau cum putem identifica un punct aici. Haideți să căutăm, spre exemplu, munții Himalaya. Scriem în bara de căutare munții Himalaya și dăm search. Căutare, da? Automat mă va duce pe hartă la munții Himalaya. Da? Mi apare aici Himalaya Mountains. Iată și cu verde conturul acestuia. Mă duc mai aproape cu scrollul, folosind plusul din partea dreaptă sau rotița mouse-ului și identific o zonă din Himalaya, după care, dacă sunt de pe telefon, apăs butonul aferent capturii de ecran, dacă sunt de pe laptop, apăs butonul din partea de sus a tastaturii, print screen sau PRTSC. Da? Și astfel pot face o fotografie din orice unghi doresc, iată pot să mă apropii și foarte mult de unul din masivele muntoase din Himalaya, apăs acest buton, fac captura de ecran, după care mă duc în Paint, spre exemplu vă voi arăta, mă duc cu butonul pe Start, scriu Paint, dau click pe Paint, da, mă duc înapoi, fac captură de ecran pentru că nu am apăsat butonul, am apăsat acum butonul, mă duc în Paint și apăs opțiunea Paste din partea dreapta sus, aici pentru a captura ecranul. După care pot să micșorez și să selectez ceea ce doresc eu. Spre exemplu, selectez această bucată, apăs Ctrl C sau clic dreapta Copy și mă duc unde vreau cu ea și o copiez într-un document sau o trimit profesorului de geografie. Succes, dragilor!